vă salutăm, echipa partidului nostru continuă sondajul popular contra lui Dodon, protiv Dodona. Suntem astăzi jos cu liocul, suntem astăzi pe viaduc în direcția Botanica. Iarăși cetățenii la volan, pe carosabil, în stradă, mulțumim, jos cu liocul. Se pronunță vis-a-vis de Dodon, iată atitudinea, jos cu liocul, băieți! Iată atitudinea cetățenilor față de Dodon, reacție fenomenală la jos cu liocul. Cetățenii îl asociază pe Dodon cu corupția, cu liocul este corupție. Din numele colegilor din echipa partidului nostru, eu vreau să vă mulțumesc, fantastică reacție. Eu vreau să vă mulțumesc frumos că reacționați, participați. Foarte, foarte mulți dintre dumneavoastră ne întreabă unde, locul și când va avea loc următorul sondaj popular. Iată, deja facem și anunțuri pe Facebook, mulțumim, spunându-vă aceste clapsoane lungi, atitudinea cetățenilor față de, mulțumim, Regia Transport Electric, este ca de obicei, deja câta săptămână, partidul nostru, atât în Chișinău cât și în toată țara, colegii desfășoară acest sondaj, rezultatul este absolut previzibil, marea majoritate se pronunță împotriva buliocului. Ce să vă mai spunem, cetățenii vă spun, ne întreabă unde data următoare va avea loc următorul sondaj. Regia Transport Electric Troleo 22, vă mulțumim foarte și foarte mult, marea majoritate, și asta ne bucură foarte, foarte mult, își exprimă dezacordul față de Dodon, față de Culioc, față de regimul lui corupt, de modul în care își bate joc de această țară, de Moldova noastră. Și în felul ăsta, prin sondajul contra lui Dodon, protiv Dodona, Dodona, iată, mobilizăm întreaga țară. Mulțumim frumos că ne urmăresc conaționalii noștri, jos cu liocul! Mulțumim frumos că ne urmăresc conaționalii noștri de peste hotare, din diaspora. Moldova se trezește categoric prin acea, bună ziua, să trăiți, prin aceste sondaje, iată, liber, neforțat, cetățenii își exprimă atitudinea față de Dodon, este foarte, foarte clar. Nu în zadar a apărut acest hashtag popular pe rețele de socializare cu loc 2%, pentru că, încă o dată, marea majoritate se pronunță clar împotriva lui Dodon. Vreau să mai fac o remarcă, jos cu locul! Vreau să mai fac o remarcă, observăm doamnele la volan, femeile cum reacționează, cât de entuziasmate participă la acest sondaj, doamnele împotriva lui Dodon, împotriva corupției, împotriva acestui dizmăț declanșat de regimul corupt cu loc. Încă o dată vă salutăm, suntem live, vedeți imaginile live, jos cu locul! Vedeți imaginile live, aici cetățenii în stradă reacționează la, se pronunță atitudinea față de, mulțumim frumos, ia uitați-vă ce frumusețe, cum claxonează cetățenii aici în stradă și își exprimă atitudinea, îi dau note regimului corupt. Ne găsiți, mă întrebau mai mulți pe mine pe rețele, colegii mei din partidul nostru, unde se va desfășura, partidul nostru va desfășura sondajul popular împotriva lui Dodon, protiv Dodona. Noi suntem pe viaduc în direcția Botanica, aici. Dacă doriți să știu că deja unii au făcut o tradiție din participarea la acest sondaj și participă la mai multe ediții, jos cu liocul. Deci dacă vreți să claxonați, să vă manifestați atitudinea împotriva cu liocului, noi suntem aici pe viaduc și cu drag vă invităm.
избавит сигнале. Настоящий опрос против Дадона. Реакция людей на нашего президента. Время. Все у нас будет хорошо. Люди сигналят, люди устали от такой жизни. И хотят смены власти. Нам не нужен Дадон. Дорогие друзья, здравствуйте! Мы в очередной раз проводим акцию «По сигнале, если ты против Дадона». Ну, вы видите реакцию проезжающих водителей. Большая часть сигналит, и этим все сказано. Все устали от Дадона, от его вранья и от его неадекватных поступков и неадекватных действий. Вот. В стране пандемия. Он на отдыхе, из одного отдыха на другой отдых уезжает. Ему до страны. Мы должны от него избавиться и забыть, как страшный сон. Сила. Народный опрос сегодня в Кишиневе на Ботанике, на Виадуке показывает результат, как обычно, что около 80-90% водителей поддерживают эту акцию и сигналят в знак того, что надоело уже всем вот эта власть и пора кульку коррупционному, пора уходить. Сила правды. Viaduc,
continuu sondajul popular. Mulțumesc frumos, Jos Culiopu! Sondajul popular против Dodona, contra lui Dodon, reacție fantastică a șoferilor, a cetățenilor. Vedem că suntem filmați și de poliția lui Culioc, poliția lui Pavel Voicu. Opinia, Jos Culiopu! În opinia noastră, poliția trebuie să o ocupe de hoți, cei care fură coș, jiței și bani de la popor, dar iată, stau la fundul nostru și ne scuzați de expresie, ne monitorizează. În fine, cetățenii, încă o dată, liber, neforțat, își exprimă atitudinea față de Dodon, reacție extraordinară. Rezultatul este peste 80%, sunt categoric și hotărât împotriva lui Dodon. Mulțumesc, Jos Culiopu! Și încă o dată, acest sondaj confirmă, apropo, cel mai veridic, cel mai corect sondaj aici în stradă. Cetățenii îi dau note Culiopu lui Dodon, peste 80-90%. Acest sondaj confirmă din ce în ce mai popular acest hashtag pe rețele de socializare, Culioc 2%, nu știu dacă are 2%, Jos Culiocu! Nu știu dacă are Culiocu 2%, dar iată aici în stradă, neforțat, entuziasmat, Jos Culiocu! Cetățenii îi dau note Culiocului Dodon. Încă o dată, cel mai corect, cel mai veridic sondaj realizat, același lucru îl demonstrează sondajul realizat de colegii noștri, practic în toate raioanele din țara noastră. Sondajul este previzibil, marea majoritate, ia uitați-vă ce frumusețe, parcul urban de autobuse, întreprindere municipală, le mulțumim foarte mult, tot felul de cetățeni, regia transport electric, să trăiți, troleul numărul 2, tot felul de cetățeni, aici nu se ține cont de cum se numește limba, Jos Culiocu, încă o dată, să trăiți! Aici claxonează toți cetățenii, indiferent de cum se numește limba, care este vectorul geopolitic, de ce, din ce grupă etnică faci parte. Deci, uitați-vă, un rezultat consolidat a cetățenilor împotriva Culiocului, împotriva corupției, împotriva dezmățului regimului corupt, Jos Culiocu! A lui Dodon. Aici în stradă, aici cetățenii îi dau note lui Dodon. Încă o dată, noi realizăm, vedeți, live, cel mai corect, cel mai veridic, să trăiți Jos Culiocu, mulțumesc! Vedeți, singur oamenii reacționează, dau note, iau atitudine. Vă mulțumim frumos că ne urmăriți atât aici în țară, cât și în diasporă. Vedeți live, vedeți imagini. Deci fără montaj, fără nebunie, așa cum fac motani graș a Culiocului. Deci vedem realitatea care este sondajul popular, Jos Culiocu. Noi suntem pentru cei care acum s-au conectat, noi suntem pe viaduc, echipa partidului nostru cu regularitate deja și la solicitarea cetățenilor realizează Jos Culiocu, realizează acest sondaj și noi vom continua în stradă să facem sondajul atâta timp cât dumneavoastră o să ne cereți. Vedeți în continuare reacțiile Jos Culiocu. Vedeți în continuare reacțiile. Două, Doamne, mulțumim! Să trăiți! Să trăiți! Mulțumesc!
еще скулеку. Тут смесь. Еще скулек, все троих. Тут смесь, еще скулек. Еще скулеку, браво! Видеть лайф, очистки имаджин, читатели, я рад всему Виктории, а дальше реакционяза, хоторит, энтузиазмат, мусумес, импотрива луй Додон, деч ята атитудиня читателилор Республики Молдова, еще скулеку, повидеть лайф, aici, în stradă, echipa partidului nostru, încă o dată, continuă realizarea acestui sondaj. Mă repet, noi vom continua jos cu locul, să-l realizăm, jos cu locul, bravo! Să-l realizăm atâta timp cât dumneavoastră ne cereți, vreți, întrebați unde suntem, vreți să claxonați, vreți să participați la acest sondaj. Haideți că vedem că întreaga țară, jos cu locul! Întreaga țară reacționează, participă, noroc, la acest sondaj și se vede foarte, foarte clar, copiii de la grădiniță înțeleg că cetățenii Republicii Moldova s-au săturat de culioc, s-au săturat de corupție, s-au săturat de regimul corupt al culiocului. Vă mulțumim! Care de fapt înseamnă un nu hotărât culiocului corupt. Deci, neforțat, liber, cetățenii aici în stradă, la Chișinău, pe viaduc, își exprimă atitudinea față de culioc și prin intermediul sondajului nostru îi dau note lui Dodon. Кишинев, мы находимся на Виадуке, тут на въезде в секторе Ботаника. Мы продолжаем по вашей просьбе, мы продолжаем уже популярный народный опрос против Додона, предсказуемо, но большинство тех, которые сигналят «Чёс кулёку», они против Додона больше 80%, то есть этот опрос подтверждает уже популярный хэштег в соцсетях «Кулёк 2%». Уцумим фурмас. Те, которые хотят сигналить и хотят участвовать в этом опросе, мы находимся на Виадуке. Граждане с удовольствием. И вот они дают такой твердый сигнал. Вы сами слышали твердый сигнал, твердое нет кульку, нет Додона, нет коррупции, нет коррумпированного режима кулька. Вы можете нас, мы здесь с удовольствием, наши граждане с удовольствием принимают участие. Мы благодарим всех тех здесь, в стране, в Молдове, а также
нашу диаспору, которые внимательно следят за народными опросами нашей партии Рената Усатова по сигналь против Додона. De vânt, dar noi rezistăm. Încă o dată salutare echipa partidului nostru aici pe viaduc. Mulțumesc frumos! Jos cu locul! Suntem pe viaduc, continuă sondajul popular, claționează dacă ești contra lui Dodon, pe semnal este против Dodona. Reacție excelentă, previzibilă. Cetățenii participă. Ia, uitați-vă, noi vedem imagini live. Așa. Marea majoritate, 90%, aș spune, sunt contra lui Dodon, contra Culiocului, contra corupției, contra regimului corupt al lui Dodon. Priviți aceste imagini live. Vă mulțumim frumos că ne urmăriți atât în țară, cât și cei din diasporă. Iată așa, ne mobilizăm, toată țara, diferiți cum suntem, dar ne mobilizăm împotriva Culiocului corupt. Numele lui este Dodon. Oh!